Moment penibil pentru propaganda de la Kremlin, după ce s-a lăudat că a distrus o barcă plină cu militari ucraineni. Internauții au fost mai vigilenți și au descoperit că, de fapt, rușii au tras cu rachete în piciorul unui pod. Vedem imaginile în minutele următoare și primim mai multe detalii de la jurnalistul Digi24, Valentin Stan. Bine v-am găsit. Imaginile au fost publicate de Ministerul Apărării din Rusia. Vedem în aceste filmări un elicopter de atac. Este vorba despre un K-52 care zboară pe deasupra Niprului. Este filmat momentul în care piloții lansează o rachetă. Vedem filmările cu infraroșu. Ei spun, militarii ruși, că au țintit o barcă în care se aflau militari ucraineni. Vedem momentul în care racheta lovește ținta. În acea barcă s-ar fi aflat militari ucraineni care ar fi vrut să facă un desant, să atace zona respectivă. Însă aș vrea să vedem acum realitatea, aș vrea să vedem ținta. Este un picior de pod. Da, un picior de pod construit în 1943 de către armata Germaniei. Această descoperire a fost făcută de internauți care au comparat imaginile, au aflat că ținta respectivă era acest picior de pod. În plus, experții militari spun că niciun comandant nu ar fi trimis o navă plină cu militari fără foc de acoperire și în plină zi. Este doar un exemplu al eșecului propagandei ruse. În timpul războiului, de altfel, Kremlinul a transmis că au fost distruse inclusiv blindate americane de tip Bradley, însă acestea nu au fost niciodată trimise în Ucraina. De altfel, Rusia în ultimele luni a comunicat că a distrus sisteme de rachete HIMARS, însă Pentagonul a negat imediat aceste informații.